Bună ziua, bun venit la conferința de presă organizată de CSM Ceahlăul Piatra Neamț cu ocazia partidei de Cupa României cu Universitatea Cluj. Vom discuta și despre meciul de duminică de la CS Tânăr din campionat. În fața dumneavoastră sunt antrenor principal al echipei noastre, domnul Cristian Pustai și domnul Ioan Anton Măzăreanu, director general al societății Comisesa, principalul finanțator al CSM Ceahlăul Piatra Neamț. Domnul Măzăreanu, câteva considerente despre partida de mâine prima dată și după aia. Am predat asta. Da. E un meci frumos, Cupa României, adică sperăm să fie un meci frumos, pentru că știm că în această competiție au fost și multe surprize și, în general, meciurile destul de echilibrate. Să sperăm că și mâine seară jocul cu Cluj va fi unul spectaculos. Noi, fiind echipa cu șansa a doua, vom încerca să facem tot posibilul, să ne calificăm, pentru că, așa cum am declarat, cupa nu cred că ne încurcă, din contră, sunt jocuri oficiale și ar fi bine să avem cât mai multe. Asta o să vedem mâine, întâlnim un adversar cu un lot foarte bun, cu o experiență, cel puțin, în Cupa României, pentru că anul trecut a fost finalistă și, cum v-am zis, să sperăm că spectatorii care îi dorim aproape de noi și număr cât mai mare, vor vedea un meci agreabil. Ceahlăul și Cluj sunt două dintre cele mai vechi echipe de fotbalul românesc. Va fi o sărbătoare și pentru fotbalul pietrean? Tocmai asta am zis. În general, cupa e o sărbătoare, dar mâine cu precădere, pentru că aducem una dintre cele mai iubite echipe din Ardeal și o echipă de tradiție și o echipă de Liga 1. Domn profesor, cum a depășit echipa jocul cu Mioveni în etapa trecută? Păi asta vedem mâine, vedem duminică, dar așa este în sport. Echipa, antrenorii, toți trebuie, conducătorii, toți trebuie să depășim momente grele, pentru că nu cred că există vreo echipă fără astfel de momente. Da, ne așteptam și așteptările erau mai mari, dar cum am zis și înainte de meci, cum le-am zis și jucătorilor, întâlneam o echipă care venea din Liga 1 cu un stil de joc diferit față de cele pe care le întâlnisem până atunci. Da, asta deja este istorie, noi nu mai avem timp să ne lamentăm de jocul de duminică, pentru că ne așteaptă mâine un joc și duminica viitoare, adică duminică, alt joc. Două jocuri în trei zile. Aveți o strategie de rulare a jucătorilor pentru prospețime, pentru a avea rezultate și în campionat și în meciul de cupă? Da, mai avut lucrul ăsta. Am avut în două săptămâni au 5 jocuri care este problemă. Noi, cum v-am zis, suntem, avem un lot suficient pentru a acoperi două competiții, dar până la urmă cel mai bun antrenament este jocul. Și nu cred că e cazul să ne plângem de vreo oboseală, pentru că duminică se întrerupe campionatul și avem timp încă două săptămâni. Din păcate mai avem unele accidentări. L-avem pe Agvasi, care nu va reveni decât după acea perioadă de întrerupere pentru națională. În rest, sunt doar accidentări mai mici. La jocul de mâine veți proceda, cum ați procedat și la celelalte două jocuri din Cupa României, dând minute și altor jucători din echipă? Vom da minute și altor jucători din echipă, vor fi și cei care au jucat mai mult, pentru că este un joc cu Liga 1 și pentru că este play-off-ul unei competiții și ne-am bucurat să fim în grupe. Clubul a anunțat ieri în media faptul că ați reușit un transfer, un Amber 2003, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, l-ați avut la Brașov, la Buzău. Da, într-adevăr. Este un jucător care ne poate ajuta încă de acum. Este pregătit, pentru că era în lotul Brașovului, deci până când s-a dat verdictul, cei de la Brașov s-au antrenat normal. Asta înseamnă că la începutul acestei luni.
pe care a mai fost pe la Hermannstadt, a mai umblat și el pe la echipe mai de Liga 1. Este un jucător, într-adevăr, pe care l-am luat de la media și în momentul în care a apărut acel declin și dezastru la media și l-am dus la Buzău. Un jucător născut în 2003. Știm bine că avem nevoie de 2003-2005. Eu cred că ne va ajuta. Pentru că are deja 2 ani jucați în Liga a doua. Aproape meci de meci. Domnul Anton, nu știu, cred că v-a trecut supărarea probabil de la ultima etapă jucată acasă și pierdută de echiparea noastră. Cum credeți că va fi jocul de mână pentru faptul mai mult vă așteptați la o afluență de public mai mare ca în campionat, etapa cursă? Să știți că referitor la meciul de săptămâna trecută chiar nu am fost supărat, pentru că chiar am jucat, echipa a arătat că joacă. Mult mai supărat am fost după meciul de la Hunedoara, dar după acest meci chiar nu am fost supărat. Așa cum spuneam și în ultimele interviuri, este clar că vom mai și pierde, este clar că vom mai trece și prin agonie și prin extaz și așa mai departe. Asta nu înseamnă că avem capacitatea să câștigăm toate meciurile, nu înseamnă că suntem super pregătiți ca să promovăm în acest an în Liga 1. Așa cum v-am spus, ne trebuie o perioadă de acomodare, trebuie să ne așezăm, să creăm o stabilitate la echipă, trebuie să găsim un lot cât de cât performant, să încropim un lot cât de cât performant. Asta nu înseamnă că toate transferurile realizate sunt și un succes. Nu poți să ai succes în tot ceea ce transferi la o echipă, dar ușor, ușor reușim să ne adaptăm și să găsim cele mai bune soluții. Bineînțeles, ne-ar bucura să intrăm în play-off în acest sezon, care ne-ar asigura cât de cât o stabilitate pe termen mediu și lung, dar asta nu înseamnă că o și putem realiza. În condițiile în care bugetul nostru este cum este, în condițiile în care ne luptăm cu echipe care au buget de 5-6 milioane de euro, dintre 4 și 6 milioane de euro, foarte multe echipe din acest sezon, deci vă dați seama, este foarte greu și noi ne chinuim cu un buget destul de mic. Dar asta este. Și suporterii trebuie să înțeleagă că suntem la început. Am văzut niște comentarii că se dorea victorie la Piatra Neamț, meciul de săptămâna trecută. Și eu îmi doream victorie, bineînțeles, îmi doresc victorie la fiecare meci, dar asta nu înseamnă că o și putem realiza. Trebuie să ne concentrăm foarte bine pe meciurile care urmează, să ne pregătim. Încercăm să mai ducem probabil un atacat în zilele astea cât am mai rămas până pe 5 când expiră perioada de transferuri și tot așa. Încercăm să găsim soluții astfel încât să facem o impresie bună, să arătăm că merităm să rămânem în Liga a doua și poate chiar să forțăm o promovare în perioada următoare, într-un an, doi ani de zile. Spuneați că nu toate transferurile reprezintă un succes. Înțeleg că aveți nemulțumiri vis-a-vis de unele transferuri? Nu, să zicem că avem poate și unii jucători care încă nu s-au adaptat. Asta nu înseamnă că după... Vă spun încă ceva. Abia au trecut 4 meciuri. Adică nu poți să tragi o concluzie după 4 meciuri. Sezonul este la început. Jucătorii se rulează, așa cum ați observat, domnul profesor încearcă să dea minute tuturor jucătorilor din lot, dar, bineînțeles, unii se adaptează mai repede, alții mai greu. Așa e în sport. Când ajunge echipamentul de joc? Echipamentul de joc a plecat, cred că, din Polonia. Îl vom avea, probabil, la meciul de duminică, cu Tunari. Veți avea și, la următorul meci acasă, sperați, aveți și tabelă de... Atâta timp când noi oricum avem o tabelă pusă la dispoziție de cei care se ocupă de lucrul acesta, nu e un element important pentru noi. Important e că avem o tabelă. Că până o să vină cea care este comandată sau contractată de către Consiliul Local, putem să o folosim și pe aceasta. Vis-a-vis de finanțări și de sponsori, am văzut că aveți tot felul de acțiuni de marketing vis-a-vis de vânzarea de bilete cu jucători, cu staff, cu așa, mai aveți și alte, mai pregătiți și alte surprize?
Încercăm să, na, să revigorăm puțin și achiziția de abonamente. Ne-am fi bucurat dacă am fi atins vreun 1.000-1.500 de abonamente vândute, dar din păcate nu a fost și o perioadă probabil de concedii, multă lume plecată. Dar de asta spun, este foarte important pentru noi dacă am intrat în grupele Cupei României, pentru că cu siguranță ar atrage mult mai mulți suporte și mult mai mulți abonați. Domnul Anton, cu siguranță cred că aveți în gândire sau vă gândiți că acest campionat ar fi și o ușă de deschis, ținând cont cu 8 echipii n-au drept de a promova. Da, așa este, doar că dacă nu intri în play-off, nu are importanță. Trebuie să intri în play-off ca să poți să beneficiezi eventual de 2, 3, 4 echipe care nu au drept de promovare și atunci să intri direct sau să intri, să joci la baraj. Dar dacă nu prinzi play-off-ul, chiar nu este relevant că ai 8 echipe care... Echipa a crescut în vizibilitate și în media centrală și televiziune. Meciul de cupă de mâine va fi transmis în post central de televiziune. Partida de la Tunar pe platforma Federației. Este îmbucurător faptul că formația noastră a căpătat o expunere la nivel național și datorită parcursului. Și... Bineînțeles, vă dați seama că nu poate decât să ne bucure acest lucru. Ne bucurăm că pe posturile predestinate se discută de Ceahlău, Piatra Neamț, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii ani. Orice promovare a echipei publicului larg din România este un atu în ceea ce privește imaginea echipei și atunci, bineînțeles, noi facem tot posibilul să rămânem în cărți astfel încât să fim în continuare vizibili. Asta înseamnă că trebuie să avem rezultat. Pentru domnul profesor aș mai avea o întrebare. În cazul în care vrem parcursul nostru în cupă se va încheia mai devreme sau mai târziu, dacă v-ați gândit, măcar jucătorii under care nu vor prinde prima echipă să fie direcționați spre echipa a doua la Liga a patra pentru a avea jocuri în picioare. Poate și alți jucători care vin după accidentări sau nu au jucat prea mult la echipa mare? Nu toți jucătorii under, asta aveam să vă spun. Doar că noi avem 24 de jucători plus 3 portari, din care 6 sunt under, vă dați seama că sunt jucători care o să facă deplasări poate lungi. Asta e în funcție de joc. Aș prefera să meargă să joace duminica, să aibă minute jucate, asta e cu siguranță. Dacă ar fi și un teren bun, dacă ar fi, de preferat ar fi aici, pe teren propriu. Chiar cei 4 ani, să zic, dacă am folosit doar 2, ar fi foarte bine pentru ei să aibă jocuri, pentru că sunt la vârsta în care sistemul ne obligă să îi introducem. Ei nu sunt totdeauna cei mai constanți jucători, dar ei trebuie să crească jucând. Așa că și ceilalți jucători din lot ar fi bine să aibă minute. Asta și în cupă au jucat. M-aș bucura să avem mai departe în culoare în Cupa României, pentru că ar mai fi 3 jocuri care nu cred că ar incomoda foarte mult, pentru că se joacă în câte un meci pe lună. Da, ar introduce o etapă intermediară, să zic așa, dar uite, până acum au fost 2 și asta ar fi a treia în decursul a 30 de zile. Cum comentați convocarea celui mai tânăr, Bogdan Bacalu, la Totul Național? Cum să comentez? Nu este normal. Dacă joacă în Liga a doua, în 2006, având în vedere că în Liga 1, Under este 2002, e o diferență, deci nu au prea găsit jucători de vârsta aceasta să joace în Liga 1 și atunci este normal să-l convoace la lot, plus că este un jucător care și în Liga 3 a jucat de vreo 2 ani de zile. Ne bucurăm când avem jucători convocați la Național, l-avem și pe Boyson, portarul convocat la Național, la Liberiei, mi se pare. E foarte bine. Domnul Anton, am citit pe site-ul clubului că astăzi veți avea o întâlnire cu suporterii. Ați fost chemați de un suporter sau dumneavoastră ați convocat?
Nu, încercăm să stabilim o regulă, fie să fiu eu câteodată, unii din jucători, unii membri ai staff-ului, astfel încât să vadă apropierea față de echipă și să vadă că cu toții formăm un tot unitar care dorește binele echipei. Domnul Bălănescu. Da. O întrebare, suntem pentru meciul Clujul. Ar vrea să știu un pic dacă sunt niște condiții speciale de acces, organizare, pentru că noi trebuie să transmitem celor care vine la meci. De asta ne vedem aici. Adică e ceva special față de alte meciuri? Da, vă dați seama, normele de securitate sunt ușor mai speciale, trebuie să avem mai mulți stewardi, accesul se va face în anumite condiții, sponsorii sunt cu totul alții, deci trebuie să vină inclusiv sponsorii Ligii a doua, trebuie să dispară de spre stadion. Da, sunt niște norme care trebuie și niște, e un regulament care trebuie respectat. Bineînțeles, puțin știu că meciurile de cupă, drepturile sunt a ambelor echipe, prețurile sunt stabilite de ambele echipe la bilete, iar beneficiile, dacă sunt, se împart ambelor echipe. Puțin suporte știu lucrul acesta. Deci totul se face la copun și apoi din ceea ce rămâne se împarte, dacă rămâne ceva. Sau, bineînțeles, dacă cheltuială este pe minus, atunci se împarte inclusiv pierderea. Se împarte pierderea. Da. Nu este ca în campionat, doar clubul organizator da. Suportă. Între un parcurs mai lung în Cupa României și o victorie la Tunari, ce ați speca? Amândouă. Când plecați în deplasare la Tunari? În condițiile în care jucăm joi seara și meciul de la Tunari este duminică la 11. Sâmbătă dimineață vom pleca. Avem accidentați pentru jocul de mâine? În afară de agvasii, nu. Mici, contuzii, dar nu. Nu care să scoată vreun jucător din calcul. Da, vă rog. Mulțumim frumos! Succes! Mulțumim. Și vă așteptăm la meci!